În această perioadă a anului, când natura se trezește la viață și se simte o energie revigorantă în aer, usturoiul verde devine un aliat de nădejde în lupta împotriva bolilor și pentru menținerea unei stări optime de sănătate. Este considerat un adevărat aliment-medicament. Usturoiul verde este recomandat în primul rând în starea sa proaspătă sau adăugat ca ingredient în preparatele culinare la finalul gătirii pentru a-i conserva cât mai bine principiile active. Față de usturoiul uscat, cel verde este considerat a fi mai benefic în detoxifierea organismului și în prevenirea bolilor. În compoziția sa, usturoiul verde conține o gamă variată de nutrienți esențiali, vitamine A1, B1, B2, C, substanțe minerale, aminoacizi, substanțe anticancerigene. Această combinație unică de elemente nutritive conferă usturoiului verde puternice proprietăți antioxidante, antibiotice și antitumorale. Usturoiul verde este un tonic excelent pentru sistemul nervos, având capacitatea de a calma și de a relaxa mintea. De asemenea, este recunoscut pentru capacitatea sa de a alunga insomniile. Pentru a beneficia de aceste efecte, se recomandă prepararea unei infuzii din usturoi verde și miere, care se consumă înainte de mesele principale. Pentru detoxifiere, consumați usturoi verde proaspăt în salate sau sucuri. Pentru combaterea bolilor respiratorii, administrat sub formă de salată de 2 ori pe zi în cure de o lună, pentru prevenirea cancerului. Includeți usturoi verde în dietă în mod regulat, deoarece studiile arată că poate reduce riscul de cancer de colon și stomac. Usturoiul verde este mai mult decât un condiment sau un ingredient culinar obișnuit. Este un aliat puternic în menținerea sănătății, având efecte pozitive asupra întregului organism. Acesta vindecă sau ameliorează peste 1000 de boli. Pentru a beneficia de toate proprietățile sale terapeutice, este recomandat să-l consumați în stare proaspătă și în cantități moderate, integrându-l într-o alimentație echilibrată și sănătoasă, relatează click.ro.